Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! În acest videoclip sunt aici cu analiza pe care am pregătit-o pentru episodul 271 din serialul Emanet, pe care publicul l-a așteptat cu mare entuziasm și curiozitate. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru înainte de a trece la videoclipul nostru. Seher își lasă verigheta pe palma lui Yaman. Yaman se uită și în spatele lui Seher. Yaman este trist. Se întreabă, ce am făcut? Seher stă pe o bancă. Își amintesc ce a spus Yaman. Am fost fluturele tău. De ce mi-ai rupt aripa? Cum zboară un fluture fără aripi? Seher se gândește cum să se întoarcă la Yaman. Crezi că nu te poți întoarce după toate aceste acuzații? Telefonul suna. Apelantul este Frat. Spune că Yaman a venit dimineața și a cerut de el. Seher plânge. Te întreabă de ce plângi. Seher spune că nu poate spune. Yaman stă și el în mașină. Gânditor. Telefonul lui Seher sună din nou. Sună Joseph. Spune că astăzi se va picta școala, e acasă și trebuie să picteze. De asemenea, spune că îi este foarte dor de ea. Seher spune că e în regulă, vin. Sultan încă povestește ce s-a întâmplat cu Ali și Duygun Birou. Semra spune că doamna are probleme. Că un bărbat pe nume Soner i-a ajuns din urmă. El spune că ei știu unde este Yasemin și că, dacă îi vor da bani, o vor salva pe fată. Ali îi spune de ce nu ne-a informat. Emoția este supărată și de această situație. Spune că a fost ciudat și dimineața. Spune de ce nu l-am pus la îndoială. Doamna Semra se lovește cu capul de perete. Omul îl cheamă pe celălalt bărbat. Ea îi spune să vină acolo și are loc o accidentare. Seher vine acasă. Yusuf pictează în camera lui. Te întreabă unde mergi. Seher îi spune că are o slujbă în grabă și că a trecut pe la Melek. Apoi întreabă de ce îngerii merg așa. Între timp, Melek sună și spune că îi este foarte dor de Seher. Seher îl întreabă și pe Yusuf dacă îi este dor de Melek. Când spune că îi este dor de el, decide să-l ia pe Yusuf cu el. Sultan mai spune că s-au întâlnit în grădina de ceai, că au sunat seara și au făcut să se audă vocea fiicei sale. Ali îi cere și lui Brahim să ia soția mătușii sultanului. Îi cere lui Kara să facă un anunț. Yaman vine acasă. Uită-te la verigheta ei. Cenger își ia jacheta. Spune că Seher a venit acasă și este cu Yusuf. Mulțumesc și lui Yaman. El stă lângă ea. Doi priveste de la Yuza. Seher îl vede pe Yaman venind. Yusuf spune unde mergi, mătușă. Seher spune haide, eu plec. Se uită mult la Yaman. Apoi Seher închide ușa. Yaman este, de asemenea, conștient de greșeala sa. Kanai urmează. Încercați să aflați ce se întâmplă. Se duce la Yaman și îi spune lui Yaman, ești bine, fiule. Yaman nu este acel om, eu am făcut-o, îi distrug pe toți. Pentru tine, nici măcar eu nu mă pot abține, totul este pentru tine. Kanan mai crede că sforile dintre ei încep să se rupă. Bărbații care au înșelat-o pe Semra vor toți banii în contul ei bancar. Îi îndreptă un pistol spre cap. Ei amenință că vor muri dacă nu ne dai bani. Semra se confruntă și cu bărbații. Scrie trage și împușcă, oricum nu am o fiică, deja m-ai ucis. O să-ți pară atât de rău, cealaltă fata mea, poliția te va distruge. Nu te va lăsa în urmă, țipă la tine. Semra stă întinsă la pământ pentru că s-a lovit la cap. Yaman merge pe terasă. Cenger vine după el, se spune că Seher și Yusuf au ieșit și s-au dus la Melek. S-au descurcat bine la Yaman. Nu mă pot ierta, așa că el mă poate ierta. Întotdeauna am rănit oamenii. Nu-i venea să creadă, l-am vinuit. L-am dat vina pe bărbatul care avea probleme cu fiul său. Nu am crezut. Oamenii își poartă examenele pe spate, unele examene, copii, examenele unora. Poate că viața ta este încredere. Duygu și Ali vin la grădina de ceai. Îl întreabă pe proprietarul grădinii de ceai. Întreabă dacă va veni.
Semra arată fotografia doamnei, dar spune că nu a văzut-o, emoția se înfurie. Un traseu spune că trebuie să găsim un indiciu. Sună Avram. Mopse spune că au găsit o urmă în înregistrările sale. Ei privesc împreună. Brahim îl identifică pe răpitor. Mă amintesc de acest om. L-au adus pentru fraudă și l-au dus în camera de interogatoriu. Doamna Semra încearcă să se ridice de pe pământ cu forța. M-au înșelat. Au spus că l-au găsit pe Yasemin. Au spus că ne vom întâlni, au înșelat. Bineînțeles, când fiica mea spune poliției, spune cât de speriați sunt lașilor. Doamna Semra încearcă să deschidă ușa, dar aceasta este încuiată. Dar au scăpat cheia când au ieșit. Băieți, vom face curățenie după noi. El spune că o vom ucide pe femeie. Unul dintre ei spune că nu sunt în afacerea asta. Se dă înapoi. Dar celălalt încearcă să-l convingă. Yaman își amintește ce a spus Cenger. El spune că trebuie să iau lecții și să învăț să am încredere. Dar această pedeapsă este prea mare ca să o învăț. Canan îl sună pe Necmi. Se spune că dacă Yaman iese, îl vei urmări pas cu pas. Yaman iese din casă și îl urmează pe bărbatul lui Canan. Escrocii află că Semra a scăpat. Ei aleargă imediat după tine. Seher se apropie de Fikret. Seher îi dă scrisoarea lui Fikret. Între timp, Fikret primește un telefon. Vine vestea că medicul pe care îl caută va fi la Bursa. Seher spune că îl pot avea pe Melek. Semra continuă să fugă de bărbați. Bărbații o caută peste tot pe Lady Semra. El reușește să se ferească de bărbați. Zuhal și Cicic beau cafeaua pe terasă. Acesta este rândul lui Canan. El spune că Yaman a părăsit casa și l-a urmat pe Necmi. Zuhal spune unde va merge, va merge lângă Seher alergând. Au trecut prin mult înainte, dar au venit mereu împreună. De aceea spune că nu deschid steagurile primelor victorii. 6. Ibrahim numără GBT-ul bărbaților. 42. Ai spune că unul dintre bărbați are antecedente penale. Ali cere adresele bărbaților. Yaman ajunge la casa lui Fikret. Du-te la Fikret. Yaman își cere scuze lui Fikret. Nu trebuie să-i spui nimic lui Fikret. Văd totul în ochii tăi. M-am îndrăgostit și eu. Cunosc persoana care este îndrăgostită. Spune că ți-am spus să nu-ți confundi prietenul cu inamicul tău în timp ce trage cu săgeți în tine. Tocmai de aceea am spus-o, Seher îi urmărește de la fereastră. El spune că dacă ai nevoie de ceva rău, te pot ajuta. Yaman îl vede pe Seher. Știu că ești supărat pe mine. Dar oricât va dura, mă voi ierta. Duygu și Ali ajung la adresa indicată. Ali spune că trebuie să acționăm într-un mod planificat. Ali îi spune lui Duygu că nu este necesar să acționeze singur. El le spune să acționeze împreună. Doamna Semra ajunge la prima casă pe care au adus-o, emoția vede sânge pe pământ. El spune că mama mea a fost aici, dar acum unde au dus-o, Ali vede sânge pe pământ. Duygu iese în grabă de acolo și Ali merge după ea. Seher pregătește mâncarea copiilor. Între timp, Fikret îl sună pe Seher. Seher întreabă și dacă au o problemă cu Yaman. Fikret spune că și-a cerut scuze, îl iartă, iar restul este între voi doi. Fikret spune că nici măcar nu poți ghici ce va face un bărbat iubitor. Yaman îi trimite un mesaj lui Seher. Seher, ne-ai rănit în același loc, cum să spun acum. Închide cortina. Dar Yaman este hotărât să aștepte în fața ușii. Duygu urcă în mașină plângând. Ea plânge pentru că nu sunt suficient. Ali îi cere să deschidă mașina. Ibrahim îl sună pe Ali. Semra spune că au văzut-o pe mătușa ei fugind de acolo. Spune că mama ta este în viață. Emoția se bucură. El coboară din mașină. Noaptea, copiii adorm pe canapea. Ochii lui Seher sunt pe fereastră. Yaman încă așteaptă acolo. Zori se îndreaptă spre fereastră. Deschide cortina. Se uită mult la Yaman. Apoi închide iar cortina. Necmi îl urmărește pe Yaman de departe. Îl sună pe Canan. El spune că nimic nu s-a schimbat,
așa că Yaman încă așteaptă și că nu va renunța. Canan spune că această situație nu este deloc bună. Doamna Semra iese din casa unde se ascundea la amurg. Ei încă îl caută. Doamna Semra cade din nou în fugă. Se lovește la cap. Capul îi se învârte. Nu se poate ridica. Vede o umbră pe pământ. Ea plânge să nu te apropii. Yaman își amintește ce a spus și spune cum am spus-o. Orice ai spune, ai dreptate. Îmi cunosc greșeala. Dăm speranță, el îi trimite un mesaj lui Seher spunându-i să nu plece de lângă mine. Dacă ar fi atât de ușor, îi se spune lui Seher. Seher îi trimite și un mesaj lui Yaman. Ajungem la finalul acestei secțiuni, prieteni, nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Vă mulțumim că ne urmăriți! Ai grijă! Ne vedem în alte videoclipuri! Pa!